Mai ești aici? Am nevoie de tine. Știu că nu ți-am arătat-o mereu, dar am ținut la tine. Am nevoie să te întorci. Nu! Cum adică nu? Adică m-am lăsat de rahatul din filmulețe, m-am retras, gata, adio! Dacă vrei să te faci de rahat, te faci de rahat singur. Dar tu ești parte din mine, eu te-am făcut. Da? Și atunci mama ce e? Supă la plic? Nu ești compozitor, nu ești sculptor, nu ești politician, nici zeu, nici femeie. Tu nu faci chestii. Tu doar mănânci mult rahat. Zi, te întorci, da sau nu? Nu, am zis că nu mă întorc în filmulețele tale, gata. Ei bine, nașpa, pentru că ești într-unul chiar acum. Și oricum nu voiam să te întorci pentru filmulețe. Deci mi-l spui în momentul ăsta ce sunt. Sunt o fantomă, un monstru, o mini târfuliță aflată sub robie, prieten imaginar, o scuză proastă ca să nu mai ieși din casă? Puțin din toate. Mi-ai rănit sentimentele, la fel ca toți haterii care îmi spuneau că sunt gras și că mănânc rahat. Și știi ce? Da, îmi plăcea rahatul ăla, dar m-am lăsat, numai gata. Dar am prea mult și nu pot să-l mănânc pe tot singur. Și acum prea dai și tu importanță la orice rahat cu apă rece. N-ai auzit și tu de expresia don't give a shit? Ei, acum hai să facem din rahat bici, că știm engleză, să ne dăm mari, nu? Ce înseamnă? Înseamnă să nu-ți pese, să nu dai importanță, gen să nu dai un rahat. Repetă după mine, nu dau un rahat. Nu dau niciun rahat. Mai cu viață, nu dau un rahat. Nu dau niciun rahat. Nu dau niciun rahat. Poți să-ți ia asta? Ce rahatul ăsta? Dă-mi-l înapoi. Ce faci, mă? Ți-am dat rahatul înapoi! Ești împit, tocmai mi-ai dat un rahat! Ce vorbeam noi? Nu mai dau un rahat! Nu mai dau! Păi nu mai dau! Din nou, poți să-ți ia asta? Practic și tu tocmai ai dat un rahat! Ba nu! Ba da! Ba nu! Ba da, mi-ai dat mie rahatul, mincinos ordinar! Pune-l jos! Auzi, nu-mi spui tu mie ce să fac cu rahatul meu, da? Pune-l! De ce? Că are purici! Ca să nu ți-l mai dau eu, evident! Bun, acum ia-l! Și dă-mi-l mie. Nu ți-l dau. Ok. Și ce faci cu rahatul? Zi-mă, ce faci cu rahatul? Știu! Ce faci mai mânca rahat într-un filmuleț? Ai uitat că te-ai lăsat? Perfect! M-ai făcut de tot rahatul. Știi ce? Să nu mă mai cauți cu asemenea rahaturi. Când un fost fumător îți spune că s-a lăsat, tu ce faci? Nu-l crezi? Ba da, îl crezi! Și când un fost mâncător de rahat spune că s-a lăsat de mâncat rahat, nu-l crezi, pentru că a mâncat rahat în trecut și poate mănâncă și acum, nu? Ei bine, sper să ai parte de tot rahatul din lume. Am plecat. Dar am o grămadă și nu pot să mănânc tot singur. De asta te-am chemat. Of, rahatule, acum am rămas doar noi doi. Dar eu te iubesc. Și eu, rahatule, și eu. Ei, ți-a plăcut? La ce rahat m-am uitat? Trebuie să mă contorsionez ca... Da mai monstruiu. La ce rahat m-am uitat? Poți faci de câte ori? La ce rahat m-am uitat? La ce rahat m-am uitat? La ce rahat m-am uitat? E mai zictirită. Mai ce dracu e asta, gen? La ce rahat? La ce rahat m-am uitat? Aha. La ce rahat m-am uitat? 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 Nici eu nu mai știu acum. La ce rahat m-am uitat? La ce rahat m-am uitat? Pune mai multă pasiune. Miley Cyrus ar trebui să facă un videoclip despre rahat. Ar fi foarte sexy.